O să mă invocați ca martor, domnul avocat? Ce spuneți? Ca martor o să mă invocați? Nu. Nu? Mergeți fără probe, fără martori, așa? E contestare, de ce trebuie să ieși așa? Păi da, da. Cum contestăm? Punem în balanță, trebuie să examinăm toate probele, nu? Exact. Păi nu el mă face, el mă propune. Deci e de instanța, nu? Ei, nu o să vreți dumneavoastră să mă cheme Valentina? Să-i zici instanții că ai martor. Că văd că avocatul n-are de gând. Nu am martor. Da, păi da, dar vezi că avocatul zici că n-are nevoie de martor. L-ați comunicat, aveți o strategie de apărare. S-au comunicat între ei. Da, Neata Laper pe Toarșu Brăgoi sau pe Valentina Avramioti? Mi-a luat de start, m-a jignit. Mi-a spus că nu poate să mă apere pe mine și să-și dea colegul la spate. Păi și atunci, dar de ce nu se recuzează? Așa mi-a spus. De ce nu vă retrageți, domnul avocat, dacă sunteți colegi și vii oricum sau... Pe cine? Pe domnul Brăgoi, nu? Despre el i-ați zis că sunteți colegi și nu puteți să o apărați pe Valentina împotriva lui. Dar de ce vorbesc? De dumneavoastră. Nu, ce să vă dau voi? Dar și nimeni interzis. Ați auzit de Constituție și de dreptul fundamental de... Se numește libertate de exprimare, articolul 30. Da. Da, este și legea despre libertate de exprimare, de 11. Da, eu zic să o citiți și noastră în timpul liber. Acum că tot v-ați suspendat relația cu Centrul de Asistență Juridică Garantată de Stat, revizuiți-vă cunoștințele. Deci o puteți apăra, domnul avocat, sau mai aproape vei colegul Brăgoi? Uf, cum o să vă împărțiți așa, între două iubiri? Tu și n-ai de lucru. E că asta e lucrul meu. Da. Dar eu de asta am învățat, am două facultăți. Mai trebuie una. Vă apărați pe Valentina sau vă apărați colegul? Mai cum o să se întâmple? Una, o facultate pentru etică, care nu aveți. Păi dumneata, ce fel de etică ai dacă vii cu mașina inculpatului? La, vii la judecat cu mașina inculpatului, ți se pare asta etic, deontologic? Amândoi ați venit, dar dumneata nu ești inculpat. Cu mașina lui Gogo ați venit împreună, nu? Da, lui Gogo Sergiu, ești doar. Și cu domnul Cașu, apărătorul lui domnul Gogo. Nu-i bun. Și am despre deontologie, am ajuns să vorbim. Cum să mai aibă încredere femeia asta în mine ta? Dar ești plătit de stat să o aperi pe ea? Mi se pare că... Vom vedea.